Bună ziua, doamnelor și domnilor, și bine v-am regăsit la o nouă emisiune Elite în uniformă. Eu sunt Maior Iuliana Niță și invitatul emisiunii de azi este domnul general Maior Iulian Berdilă, șeful statului major al forțelor terestre. Am onoarea să vă salut, domnule general, și bine ați venit în emisiunea noastră. Sărmâna și bine v-am regăsit. Militar de carieră, cu o vastă experiență națională și internațională, veteran al teatrelor de operații Afganistan și Irak, primul ofițer român selecționat să urmeze cursurile școlii militare de studii avansate din Statele Unite ale Americii, unde ați obținut masterul în artă și știință militară, operații la nivel de teatru, sunteți unul dintre militarii care a parcurs toate treptele ierarhiei militare, de la comandant pluton, comandant batalion, comandant brigadă, comandant comandament multinațional, distins cu embleme de onoare, embleme de merit, dar și cu Bronze Star de către Statele Unite, iar în prezent sunteți șeful statului major al forțelor terestre, cea mai numeroasă categorie de forțe a armatei. Domnule general, o mare provocare noua funcție în actualul context de securitate. Ce înseamnă forțele terestre române? Păi aș spune, în primul rând, în contextul de astăzi, suntem cei mai numeroși. Cum a spus și dumneavoastră, suntem cei mai mulți, dar cred că împreună cu colegii noștri din celelalte categorii de forțe, numai așa putem să fim cei mai buni. Reprezentăm astăzi, în acest context provocator, aș spune eu, o prezență pe teritoriul național destul de vastă și destul de importantă pentru a sprijini întregul efort național pe care noi cu toții îl depunem în gestionarea unei asemenea situații de criză. Ce îi face deosebiți pe militarii care încadrează această categorie de forțe? Spuneam că suntem cei mai mulți. Avem un set de misiuni destul de complex și vast. Am participat în teatrele de operații cu foarte mulți militari în ultimii 10-15 ani și ne-am creat o cultură aparte a forțelor terestre privind conceptele de operare din Afganistan, Irak, din Balcanii de Vest. Deci am reușit să, aș spune eu, să creăm mai multe elemente de noutate în armata României, printre care și o nouă generație de lideri, aș spune eu. Toți cei care am fost în teatrele de operații, diferite poziții la început, de la comandant de pluton, la comandant de companie, la comandant de batalion, ofițer de legătură în statele majore, am ajutat la această transformare a culturii forțelor terestre pe măsură ce am abordat misiuni reale și cu impact major asupra modului de gândire, de doctrină și chiar de dotare a forțelor terestre. Vorbeați mai devreme despre teatrele de operații și eu aș dori să subliniez că dumneavoastră sunteți unul dintre militarii români care ați fost în teatrul de operații și Irak și Afganistan, dar în Afganistan ați fost în calitate de comandant batalion. V-ați întors cu efectivul complet pe o perioadă de 7 luni. Și aș dori să ne spuneți din perspectiva comandantului de batalion. Ce înseamnă o misiune în teatrul de operații, atât pentru dumneavoastră, cât și pentru militarii dumneavoastră? Ce înseamnă teatrul de operații pentru cei care nu știu? Să înțeleagă cumva ce sunt și cine sunteți dumneavoastră, militarii Armatei Române. Aș spune că fiecare comandant de batalion din Forțele Terestre are o parte a experienței lui care îi aparține și care a fost de noutate în modul în care a abordat misiunea la momentul respectiv și în modul în care și-a condus oamenii. Dar cred că niște elemente comune pentru toți cei care am trecut prin o asemenea experiență țin până la urmă de cum reușești să-ți integrezi militarii în echipe de încredere, cum reușești să-i antrenezi și aș vrea să readuc în atenție ceea ce noi toți am reușit să facem din centrul de instruire de la CINCU. O bijuterie, spuneam noi la un moment dat, pentru conceptul de instruire specific destinat creierii competențelor necesare în teatrul de operații, fie el în Afganistan, fie în Irak.
Evident că mediul operațional a diferit atât în Irak cât și în Afganistan, dar centrul de instruire de la Cincu ne-a ajutat în special pe cei din forțele terestre să reușim să standardizăm pregătirea, să o certificăm și să ne asigurăm că intrăm în teatrele de operații cât mai bine pregătiți. Pe de o parte. Pe de altă parte, provocarea pentru tine, pentru comandant, este una unică, pentru că ai de-a face cu un mediu real. Hârtia, modul în care ești învățat să scrii ordinele, se transformă fundamental. Ceea ce transmiți subordonaților sub semnătura ta are un impact extrem de real și extrem de rapid în ceea ce militarii execută. Și realizezi destul de repede că acesta este și o bucurie pentru tine, îți înțelegi autoritatea, dar în același timp îți înțelegi și responsabilitatea de a conduce oamenii în asemenea condiții. Și un ultim, discuția ar fi lungă, dar un ultim aspect pe care aș vrea să-l subliniez, trebuie să înveți să-ți asumi și eșecul. Nu, în multe din cazurile din teatru, din teatrele de operații, trebuie să-ți dai seama, în primul rând, dacă ai greșit tu și să încurajezi oamenii să creadă că ei au reușit cel mai mult, chiar în condiții de mici erori tactice pe care un mediu complex ca teatrul de operații oricum ți le ridică în fiecare zi. Aveai și un adversar câteodată cu imaginație, creativ, dar și laș. Și aici cred eu că noi am făcut față, toate batalioanele care au fost dislocate în teatrele de operații, am făcut față cu succes pentru că am reușit să creăm prin militarii români prezenți această certitudine atât a partenerilor din coaliție cât și a adversarului că aveau de-a face cu oameni de calitate. Câți oameni ați avut în subordine în teatrul de operații? Am fost peste 650 de militari dispuși în 4 baze de operare în acel moment, în anul 2011, și specificul misiunii a fost unul destul de important pentru o etapă de tranziție a forței internaționale de la o zonă de gestionare a violențelor la una de tranziție către stabilitate și mai ales către instruirea forțelor afgane. În prezent, militarii din cadrul forțelor terestre sunt în linia întâi în lupta cu această pandemie COVID. Începând de la spitalele militare de campanie până la sprijinul oferit Ministerului Afacerilor Interne. În primul rând, cu aproximație, câte efective au participat la ridicarea spitalelor militare, în primul rând la spitalul militar de campanie Rol 2 și din ce categorii de arme? Ați început cu ideea, să spunem, similară unui mediu al teatrului de operații și să știți că noi o tratăm ca atare. Pentru noi, participarea în sprijinul forțelor Ministerului Administrației și Internelor, dar și participarea până la urmă în slujba cetățeanului, este una pe care o tratăm ca atare și o tratăm ca o operație militară, cu metodologia, cu procesele și, bineînțeles, cu un lexicon câteodată complicat și specific Armatei României și chiar Forțelor Terestre. Mă întrebați de prezența în teren. În funcție de misiunile, multe dintre ele noi pentru noi, în funcție de misiunile care le-am primit, media zilnică de prezență a militarilor Forțelor Terestre ajunge undeva la 200 de puncte de prezență, peste 800 de militari implicați zilnic și aproximativ 180 de mijloace tehnice în teren. Pe misiunea, una destul de importantă, a punctelor de control și trecere frontieră, avem aproximativ 18 puncte de prezență, repet, în sprijinul cetățeanului, pentru ca împreună cu celelalte elemente, cu colegii noștri de la Ministerul Administrației și Internelor, să reușim să gestionăm cât mai bine românii, cetățenii români care unii se întorc în țară,
alții în această criză pandemică au nevoie de certitudine și au nevoie de un element de stabilitate. Ultimul aspect, da, este o realizare, aș spune eu, și una majoră să reușim într-un timp scurt să ajutăm împreună cu ceilalți colegi din direcția medicală, de la celelalte categorii de forțe, să instalăm spitalul de la Ana Aslan. Bineînțeles, să-l pregătim pentru certificarea funcționalității lui, pentru elementele de specialitate care l-au preluat. Și iată că avem deja al doilea spital la Constanța, la care ajutăm împreună cu colegii de la Forțele Navale să dezvoltăm această capacitate suplimentară de a gestiona operația aceasta în scopul prevenirii și, până la urmă, eliminării pandemiei la care încercăm să facem față. Și i-am spus operație pentru că o tratăm ca atare și aș vrea să, pentru noi, să subliniem acest lucru, că ne-a fost utilă și cultura pe care am avut-o din teatrele de operații. Să nu uităm că în teatrele de operații, militarii români, una din misiunile principale a fost cea de stabilitate și de sprijin a populațiilor din zona respectivă. Și ne-am adus aminte de foarte multe din procedurile pe care le-am avut în acea perioadă și aș face un exemplu pentru situația actuală în care ne găsim acum. Avem pregătite echipe de relații civil-militari care să ajute deja veteranii noștri în diferite garnizoane. O asemenea procedură a fost dens și des exersată în teatrele de operații. Și acum n-am făcut altceva decât să ne repregătim misiuni de acest gen, dar să venim, iată, pe teritoriul național, în sprijinul unor asemenea categorii de cetățeni români. Tocmai ați menționat de militarii care sunt în sprijinul veteranilor de război. Aceiași militari au fost de dintotdeauna în sprijinul populației civile și să nu uităm de inundații, de calamități cu care România s-a mai confruntat de-a lungul vremii. Iar acum sunt în linia întâi, exact cum spuneam. Ce credeți dumneavoastră că îi face atât de rezistenți și puternici pe acești militari? Să nu uităm că și ei au familia acasă, și ei au copii, și ei sunt îngrijorați ca noi toți și totuși rezistă acolo, în linia întâi, în sprijinul semenilor. Da, cred că un prim factor sau o primă resursă care ajută la această reziliență a fiecăruia dintre noi, a militarilor din forțele terestre, acolo unde se găsesc în punctele de prezență, este această datorie și realizare că venim în sprijinul românului. Vorbeam de teatrele de operații. Iată că astăzi militarii din forțele terestre ajută direct fiecare cetățean român din garnizoanele în care sunt dislocați și își dă seama că și ajută până la urmă pe teritoriul național aproapele. Unii dintre ei sunt convins că au prieteni, au familii, au foarte multe, să spun așa, contacte digitale în condițiile crizei cu colegi. Dar realizează că pe zi ce trece misiunile nu sunt destinate unui adversar convențional, așa cum îl tratam noi în operațiile pentru Exact, e care un ne inamic pregăteam. nevăzut. Dar, evident, și nu încearcă să nu încercăm să identificăm virusul pe stradă. Nu. Am fi pregătit să o facem în condiții în alte condiții, dar încercăm foarte mult să ajutăm la implementarea unor măsuri care să ne facă pe noi toți să ne protejăm mult mai bine și până la urmă să sprijinim succesul operației în această criză pandemică. Au fost foarte multe discuții legate de prezența militarilor români pe stradă, în punctele de comandă și în sprijinul Ministerului Afacerilor Interne. Vreau să ne spuneți care este rolul militarilor
români în stradă și din ce categorii de arme din cadrul forțelor terestre fac parte acești militari? În primul rând, eu m-am bucurat că am reușit foarte repede să adaptăm și să ne adaptăm unui cadru legal necesar executării misiunilor militarilor din forțe terestre și starea de urgență ne-a ajutat pe foarte mulți dintre noi să autorizăm organizarea misiunilor în așa fel încât, repet, să venim în sprijinul cetățeanului și, bineînțeles, să învățăm și noi. Ne-au ajutat foarte mult elementele de comentariu constructiv în anumite cazuri, să ne adaptăm și noi procedurile, chiar dacă aveam de-a face cu, la început, cu un set de noi cerințe. A trebuit să organizăm și elemente de doctrină, aș spune eu. Nu aveam manuale care să descrie, mai ales proceduri interinstituționale ale unui punct de prezență. Însă, împreună cu colegii noștri din Ministerul Administrației și Internelor, împreună cu, până la urmă, comandanții de batalioane și ofițerii de stab major, a trebuit să adaptăm un set de proceduri care să permită militarului, în condiții de deplină legalitate și legitimitate, să-și execute misiunile într-o relativ zonă gri de început. A trebuit și noi să inovăm și să beneficiem, până la urmă, de experiența pe care o aveam, să adaptăm misiunile la specificul fiecărei misiuni și, până la urmă, la specificul fiecărei garnizoane. Care este moralul acestora, având în vedere exact ceea ce spuneam mai devreme, că inamicul este unul nevăzut? Militarii noștri din teatrul de operații știu exact, sunt instruiți, așa cum menționați dumneavoastră mai devreme, în centrul de instruire de la Cincu, un centru excepțional ca și dotare și pregătire. Însă aici ei au de a face cu altfel, ca să spunem cu ghilimelele de rigoare, altfel de război. Aveți idee, ați discutat cu vreunul dintre ei, aveți un feedback care este moralul celor care sunt în stradă în momentul actual? În primul rând, capacitatea comandanților de nivel operativ, aș spune eu, incluzându-mă și pe mine alături de colegii mei la acest nivel, să știți că a crescut foarte mult și datorită dotării, exercițiilor pe care le-am desfășurat în anii precedenți, pentru că am prevăzut o dotare adecvată a punctelor de comandă și, până la urmă, a proceselor care aduc în înțelegerea comandanților foarte rapid ce se întâmplă în teren. Rapoartele pe care le primim zilnic după conferințele video pe care le desfășurăm cu comandanții, să știți că asigură în mare parte o imagine reală. Deci ai într-adevăr un feedback, așa cum spuneți, rapid și eficient despre cum văd militarii misiunile și până la urmă cum reușești să-i sprijini în teren cu nevoile noi care apar în fiecare zi. Spuneam de misiunea de sprijin a veteranilor, care ea ca nevoie a apărut de la început, dar a trebuit să ne gândim cum să o pilotăm până la urmă ca procedură, să-i asigurăm resursele și, repet, cadrul legal al stării de urgență în care ne aflăm, în așa fel încât să obținem o eficiență maximă. A trebuit să beneficiem, aș spune eu, și de experiența unui corp aparte din Forțele Terestre și din Armata României, Corpul Subofițerilor. Am angajat subofițeri cu experiență din teatrele de operații, cu două, trei, patru misiuni și chiar mai multe, în explicarea, în primul rând, a regulilor de conduită. Avem reguli de angajare extrem de bine stabilite, dar, până la urmă, era vorba de un set de reguli de atitudine și abordare a misiunilor în teren, care să întărească încrederea cetățeanului că militarul nu luptă în stradă împotriva virusului, ci este în stradă ca să ajute cetățeanul să lupte împotriva virusului. Exact asta nu s-a înțeles și mulți întrebau ce caută armata în stradă. Și vorbeați mai devreme despre veterani și am văzut că militarii ai forțelor terestre au venit în sprijinul în sprijinul veteranilor de război, câțiva pe cât îi mai avem noi. Dar eu vreau să subliniez că dumneavoastră, deși sunteți extraordinar de modest,
în calitate de comandant, de lider al acestor militari, întotdeauna ați fost cu ei, printre ei și alături de ei. Mi-aduc aminte și când v-ați întors din Afganistan, la fel mi-ați vorbit despre oamenii mei, echipa mea. Acum, la ora actuală, procedați la fel. Sunteți cu ei, alături de ei și printre ei. Aveți un mesaj pe care să îl transmiteți tuturor celor care s-au implicat, se implică și care stau în linia întâi. Mai devreme ați subliniat această categorie specială de militari pe care dumneavoastră îi prețuiți și respectați foarte mult subofițerii. Avem cealaltă categorie, ofițeri care stau în sprijinul Ministerului Afacerilor Interne, alții care sunt la linia de frontieră. Un mesaj din partea comandantului lor. Da, momentul este important pentru a transmite mesajul. De ce? Pentru că ne aflăm luna aprilie și urmează ziua Forțelor Terestre pe 23 aprilie. O zi pe care tradițional fiecare militar al Forțelor Terestre o trăia aparte în sufletul său și pe care sau pentru care noi eram bucuroși să recunoaștem valorile noastre și mai ales să recunoaștem că mergem înainte, indiferent ce s-ar întâmpla. Eu aș spune că, știu, chiar în acest context aparte al luptei împotriva acestei pandemii, până la urmă eu cred că reușim să preluăm inițiativa. E un element important în orice operație militară. Dacă la început ne-a fost teamă de un necunoscut, de o anumită stare destul de haotică de abordare a crizei, iată că am reușit să ajungem la o integrare a noastră ca echipe, ca militari. Și eu asta aș vrea să nu uite fiecare dintre noi, că nu cred că mai suntem foarte mult expuși eșecului. Cred că trecem printr-o perioadă în care începem să ne așezăm reziliența noastră individuală sau ca echipe și să abordăm situația aceasta de criză chiar într-un mod eficient. Este nevoie în continuare de o foarte mare determinare a tuturor, nu numai a militarilor, de a lucra împreună, de a respecta regulile care ne sunt transmise până la urmă de autorități și care nu fac altceva decât să ne ajute la prevenirea decesului multor dintre noi. Vrem să salvăm fiecare român, vrem să ajutăm ca după această criză, care se va termina și vom reuși să o gestionăm din ce în ce mai bine, să revenim cu încrederea, aș spune eu, că am făcut în orice moment tot ce ținea de noi să reușim să ieșim cu bine. Ați spus mai devreme ceva foarte, foarte interesant și apropo că ni se pune o întrebare aici de către unul dintre ascultători, că ce înseamnă practic misiunea de sprijin a MEA, că sunt controverse. Și dumneavoastră ați menționat că armata este în stradă, în sprijinul Ministerului Afacerilor Interne, nu să lupte cu virusul, ci să ajutăm populația civilă să lupte cu virusul. În acest context, noi știm ca militari ce avem de făcut. Dumneavoastră, ca și comandant al cele mai numeroase categorii de forțe de asemenea, însă foarte mulți dintre cetățeni și la ora actuală, după aproape 3 săptămâni de stare de urgență, oamenii sunt bulversați și deși li se recomandă de către autorități să stea în casă printre alte măsuri de siguranță, ce le-ați recomandat dumneavoastră ca militar de carieră cetățenilor în această plină pandemie? Cum să ne sprijine și ei pe noi? Și nu numai pe noi, și pe medici, și pe autorități, că până la urmă este lupta noastră a tuturor. Sunt convins că este, sau există și, aș spune eu, foarte puțini români, sceptici, temători față de această situație de criză și până la urmă depinde de
de capacitatea noastră de a comunica direct cu cetățeanul, care, repet, eu aș spune că se îmbunătățește din ce în ce mai mult. Dar eu aș vrea ca fiecare cetățean să se reîntoarcă la modul în care, nu de demult, acordau procentaje foarte mari de încredere, armata era pe primul loc în încrederea publică, și să reconsidere aceeași atitudine pe care o au față de armată. Dacă aveau încredere atunci 70, 80, 90%, ar trebui să și-o mențină pentru aceleași motive pentru care credeau în fiecare zi în militarul român. Lucrul acesta n-ar trebui să se schimbe în perioade de criză. Este afectat de perioadele de criză, dar aș vrea să-și aduc aminte și așa să treacă de această teamă sau, cum spuneam, scepticism al perioadei de criză, că vom reuși cu toții. Ajută și militarul din teren să știe că același cetățean care i-a acordat votul de încredere este alături de el astăzi. Îl putem critica pe militar. Îl putem, eu știu, ajuta să-și îmbunătățească procedurile. Dar nu îi putem lua responsabilitatea față de misiune și, până la urmă, datoria noastră de cetățeni de a-i da girul încrederii noastre pentru a-și face misiunile cum trebuie. Sunt forțele tereste pregătite să suplimenteze efectivele în situația în care vor fi solicitate de către autoritățile române? Să revin la ce spuneam la început. Indiferent cum va evolua criza, și vă subliniam că avem capacitatea mult mai bine dezvoltată de analiză în palierul operativ și nu ne oprim doar la zona tactică, adică a micromisiunilor din teren. Dar indiferent cum va evolua criza, să știți că a căpăta sau a câștiga inițiativa ne stă deja în putere. Trebuie să mergem cu un pas înainte în situațiile care se vor dezvolta și să pregătim pachete de forțe necesare pentru a face față cu dezvoltările din viitor. Mai mult decât atât, spuneați de echipele comune cu cei cu colegii de la Ministerul Administrației și Internelor. Nu sunt numai ei, sunt și cei din Ministerul Sănătății, sunt și cei din spitale. Încercăm prin toate instituțiile statului, prin toate resursele pe care le avem, să creăm această eficiență interinstituțională până la nivel de localitate, până la nivel de cetățean și, bineînțeles, în aglomerările urbane, municipii, să reușim acolo, datorită densității pe care o avem de populație în locurile respective, să atacăm, aș spune eu, cel mai feroce această pandemie și să reușim să facem cetățeanul victorios. Pe lângă efectivele pe care noi le avem în sprijinul populației din România, eu aș vrea să le reamintim cetățenilor noștri că armata română are efective prezente și în datele de operații. Și avem militarii acolo care sunt în sprijinul populației afgane, familiile acestora sunt în România. Știu că a fost și o videoconferință cu militarii din datele de operații, dar vreau să subliniem ce se întâmplă cu militarii din teatru, misiunile noastre merg mai departe și să ne spuneți care este moralul acestora pentru familiile lor care ne ascultă și care se uită la noi. Păi aș spune că aici trebuie să recunoaștem și componenta dumneavoastră. Modul în care informarea, mijloacele de informare specifice armatei României au evoluat și modul în care dumneavoastră, ca profesioniști, reușiți să transmiteți mesajele necesare militarilor pe care îi avem în teatrele de operații, celor dislocați. Este unul foarte important. Să ne aducem aminte că au fost echipe de relații publice dislocate în teatrele de operații și care au dezvoltat asemenea competențe nu numai pentru populația din respectivele teatre de operații, dar și pentru militarii și familiile noastre.
modul în care ei își continuă astăzi misiunile, evident, are de-a face și cu nevoia de a cunoaște ce se întâmplă în țară și cu familiile lor, cu cei dragi. Și vă asigur că există dezvoltate modalitățile de a ține contactul cu ei, chiar dacă vorbim de Afganistan, sau chiar de militarii pe care îi avem dislocați în Polonia. Afectează această pandemie, vreau să depășim un pic momentul național, pentru că noi ca țară avem foarte multe angajamente NATO, suntem implicați în foarte multe misiuni și exerciții. Afectează această pandemie angajamentele noastre NATO? Cred că nu cuvântul afectează este cel potrivit. Ne obligă, dar ne este necesară o analiză adaptării angajamentelor în sensul păstrărilor. Modul în care loialitatea fiecărui militar român este certificată în angajamentele externe pe care le avem este foarte important. Acum, în situații de criză, acum se dovedește dacă prin deciziile pe care le ia Armata României își certifică sau își promovează din nou acest grad de încredere pe care mulți parteneri și aliați ni l-au confirmat de-a lungul timpului. Aș sublinia aici un exemplu, prezența celor două comandamente, a Comandamentului Diviziei Multinaționale de Sud-Est și a Comandamentului Brigăzii Multinaționale de la Craiova. Rămân două structuri NATO pe teritoriul României, asumate de către România, dar la care ceilalți militari străini au certitudinea, sau în care ceilalți militari străini au certitudinea că militarii români participanți își continuă să-și facă datoria față de toți membrii alianței și față de toți partenerii ei. Ceea ce este foarte important în actualul context, că rămânem uniți și rămânem în aceeași echipă. Poate ieșim chiar mult mai puternici și învingători în urma acestei pandemii. A fost una din valorile și rămâne una din valorile legăturii acestea transatlantice care stă la fundamentul alianței, pe care cu toții am promovat-o, cu toții am afirmat-o în diferite ipostaze. Iată că a venit vremea nu să o verificăm, ci să o garantăm în fața fiecărui cetățean din națiunile membre și din națiunile partenere. Provocări noi în ceea ce privește forțele terestre române, cu excepția acestei pandemii COVID? Orice perioadă de criză are și oportunități. Nu vreau să par cinic, dar ajută și forțează organizațiile să inoveze, să găsească noi soluții. Și eu m-aș referi la o parte din proiectele tehnologice pe care le avem în dezvoltare și chiar o parte din ele a trebuit să le adaptăm specificul acestei crize. M-aș referi aici la, să spunem așa, încercăm să găsim o soluție pentru digitalizarea instrucției. Eu va trebui să găsesc într-o formă de rețea să continui să-mi instruiesc militarii la nivele mici de grupă, pluton, să ajut unitățile tactice să-și păstreze niște competențe clasice ale militarului, fără de care viitorul operațiilor militare în ansamblul lor nu poate fi sau nu poate rămâne relevant pentru forțele terestre. Nu îmi pot permite ca niciunul din militarii forțelor terestre să-și piardă relevanța de capabilitatea viitorului. Și iată că încercăm să conectăm, spuneam eu, într-un exemplu, digitalizarea instruirii și să ajungem să vedem cum facem exercițiile printr-o rețea de calculatoare, cum menținem competențe printr-o rețea de calculatoare, păstrând totodată regulile de distanțare socială și de prevenire a disipării și extinderii pandemiei. Și eu zic că putem face față, putem inova. Vorbeam de a găsi aceste oportunități. Exact. Acum, am vorbit despre
pandemie, despre militarii din țară, despre militarii din teatru. Un mesaj pentru militarii din teatrele de operații? Îi așteptăm ca de fiecare dată acasă pe toți. Avem grijă de membrii lor de familie. O resursă fundamentală a Armatei României. Fără soții, fără părinți, fără copii, fără celelalte elemente ale cercului nostru apropiat de prieteni și de cei dragi, nu putem să asigurăm una din componentele de reziliență a fiecărui militar din teatre de operații. Îi așteptăm acasă, îi apreciem pentru responsabilitatea pe care o au și o dovedesc în fiecare zi de a-și continua misiunile și eu sunt convins că sunt gata să se alăture efortului forțelor terestre și efortului național de a participa la această operație contra pandemiei. Domnule general, spre finalul emisiunii, dacă dumneavoastră considerați că mai aveți ceva de transmis celor care ne privesc și ne ascultă, poate am omis eu ceva. I-aș ruga, în primul rând, pe membrii forțelor terestre ca de 23 aprilie, chiar dacă nu putem să ne strângem împreună, să ne urăm fiecare în sufletul nostru la mulți ani și alături de colegii noștri din întreaga armată a României să mergem în continuare, să continuăm să fim o echipă cu greutățile și dificultățile pe care le vom întâlni de zi cu zi, dar eu sunt convins că le vom depăși. Mulțumesc! Doamne ajută, vă mulțumesc din suflet pentru că v-ați fost prezent în studioul nostru, dar și pentru clarificările aduse. Eu și colegii mei vă dorim mult succes în noua funcție și în provocările ce urmează. Iar dumneavoastră, dragi ascultători, vă mulțumesc pentru încredere și timpul acordat. Eu sunt Maior Iuliana Niță și ne revedem săptămâna viitoare cu un alt invitat de elită. Până atunci, stați atenți și nu uitați, stați în casă!